Aș vrea să vă rog acum pe cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră să le deschideți împreună cu mine la pagina 1028. Voi citi în această zi câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, și ne vom gândi la sărbătoarea ce o avem în această zi la cel mai mare dar pe care omenirea l-a primit din partea lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați cinstind și în felul acesta al Domnului Cuvânt. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, sostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritiană i-a zis, Cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine femeie Samaritian? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică, a zis Isus. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, cu respectul deosebit ce l am pentru Evanghelie și cu o prețuire aleasă pentru toți cei ce sunteți la sărbătoare, Doresc să vă îndemn în această zi să ne unim și din nou împreună să lăvim pe Dumnezeu, Tatăl, Făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, cel ce ne-a fost loc de adăpost din neam în neam. Amin! Vreau pentru început să îmi exprim bucuria de a vă revedea după o perioadă de timp. Sunt împreună cu soția pentru o scurtă perioadă în America. Permiteți-mi să vă salut din partea Bisericii Pentecostale Elim din Șcheia, Suceava, cu un salut ce avem din Vechiul Testament, din cartea profetului Mica, din capitolul 4, versetul 5, Cuvânt care ne spune așa: Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului Său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Amin! Amin. Permiteți-mi și din partea comunității de Suceava să vă salut în numele glorios al Domnului Isus Hristos. Și zic că în această zi Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Dragii mei, m-am oprit astăzi la subiectul acesta despre darul suprem al lui Dumnezeu. Un dar despre care femeia din Samaria a aflat la fântână. Și ați observat ultima cântare. Ce a fost cântat aici, ne spunea: Ți-am cunoscut iubirea acolo, la fântână. Aș vrea iubirea lui să o cunoaștem toți cei prezenți astăzi aici. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre darul suprem al lui Dumnezeu. Există multe daruri pe care noi le primim în această viață, dragii mei, din partea lui Dumnezeu. Viața este darul lui. Familia este darul lui. Copiii pe care îi avem este darul lui. Și credem ceea ce spune Iacov în epistola sa, că orice dar bun coboară din cer de la Tatăl Luminilor, Slăvit să fie El. Dar aș vrea să nu uităm, dragii mei, există un dar suprem pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii și pentru care noi trebuie să-i fim recunoscători. Permiteți-mi să spun astăzi la sărbătoarea cinei Domnului Câteva adevăruri despre darul suprem al lui Dumnezeu pe care aș vrea să nu le uităm niciodată. Adevăruri despre darul suprem al lui Dumnezeu. Primul adevăr la care aș vrea să mă opresc l-am numit identitatea darului. Apare aici o întrebare. Cine este darul lui Dumnezeu? Sau ce este darul suprem al lui Dumnezeu? Să existe oare pentru noi un dar suprem pentru care ar trebui să-i mulțumim special? Răspunsul ar fi categoric da. Printre multe daruri frumoase ce ne-a dat frați și surori, există un dar suprem Darul suprem nu este o religie. Nu este o confesiune religioasă, nu este o dogmă, nu este un set de reguli. Când trebuie să răspundem la întrebarea cine este darul lui Dumnezeu, spunem astăzi la sărbătoare în Biserica Betania din Chicago: Darul suprem al lui Dumnezeu este o persoană. Și persoana aceasta este Iisus Hristos. Amin. Lăudat să fie numele Lui în veci. Despre darul acesta suprem a vorbit Dumnezeu în mod profetic prin profetul Isaia și uitați-vă ce ne spune Scriptura în Isaia, capitolul 9, de la versetul 6. Acesta e darul suprem al lui Dumnezeu. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat să fie al nostru. Și Domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al păcii. Darul acesta este Isus Hristos. Aș vrea să pun o întrebare astăzi aici. Vă bucurați că ați primit darul acesta? Ne bucurăm noi astăzi la sărbătoare că am cunoscut darul acesta? Vă rog nu uitați, dragii mei, milioane de pământeni care populează planeta Terra nu cunosc darul acesta. Dumnezeu stă cu mâinile întinse să ofere darul Său pământenilor și cei mai mulți parcă nu-l cunosc sau le refuză. Uitați-vă, o să vă citesc din Scriptură referințe biblice în direcția aceasta că cei mai mulți oameni parcă nu cunosc darul acesta. Vorbim despre identitatea acestui dar. Și noi trebuie să-i mulțumim că a fost o zi când l-am cunoscut. În faptele Apostolului, capitolul 13, Apostolul Pavel a rostit o predică în Antiohia Pisidiei. Și uitați-vă ce spunea de la versetul 26. Fraților, zicea el, fi ai neamului lui Avram, religioși, oameni care aveți religie, dar care nu cunoașteți darul. Așa am fost și eu ca și voi, când mergeam spre Damasc, nu cunoșteam darul. Pentru că atunci când am fost coborât în pulberea pământului, am pus o întrebare și am zis cine ești, Doamne? Nu-l știam. Și acum eu vă vorbesc despre darul acesta, fraților, fia iniamului lui Avram. Și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă va a fost trimis cuvântul acestei mântuirii. Căci locuitorii din Ierusalim și mai mari atenție, n-au cunoscut pe Isus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat, măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare, și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn, l-au pus într-un mormânt, dar nu s-a terminat acolo. Ca să dovedească atunci contemporanilor că el este darul lui Dumnezeu, a avut loc o minune despre care fratele Păstor ne-a amintit în această zi, în dimineața liniștită de duminică, în prima zi a săptămânii, Dumnezeu l-a înviat din morți. Și el nu mai moare niciodată. Și noi astăzi, la sărbătoare, zicem, Doamne, mulțumim pentru darul tău. Pavel care a predicat aici spunea corintenilor noi nu-l mai cunoaștem în felul lumii ci îl cunoaștem printr-o revelație personală. Uitați-vă, s-a oprit domnul la fântâna de la Sihar se uită la o femeie obosită de viața ei, de trecutul ei păcătos și începe discuția cu această femeie și îi zice, femeie, dăm să biau, dăm să biau. Femeia nu cunoaște darul lui Dumnezeu. Nu-l cunoaște nici pe cel care vorbea cu ea. Pentru că uitați-vă ce zice ea, cum tu, Iudeu, cer de la mine, femeie din Samaria, că între noi nu există nicio legătură și nu se poate schimba nici măcar un pahar de apă. Cum tu nu știi asta? Și Domnul se uită la femeia aceasta obosită. Și drept răspuns, zice versetul 10, i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, dar nu-l cunoști, femeie, și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură, singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat ce nu ți-au putut alții până azi. El ți-ar fi dat apă vie. El e prezent astăzi aici la Betania să mai dea apă vie. Te slăvim, Doamne, pentru darul Tău. La primul adevăr, identitatea darului, apare întrebarea, cine este darul? În timp ce așa de mulți oameni nu cunosc darul acesta, noi declarăm la sărbătoare că am avut o zi când am primit darul acesta, am avut o zi când l-am cunoscut și darul este Isus Hristos. Amin. Amin. Al doilea adevăr este imensitatea darului. Și la adevărul acesta apare din nou o întrebare. Dacă la identitatea darului era întrebarea cine este darul, la imensitatea darului apare întrebarea cât valorează el. Oare cât valorează darul acesta? Știți că femeia din Samaria n-a reușit să evalueze darul. Când Domnul i-a zis, femeie, după o vieții tale, eu îți dau o apă și nu-ți mai este sete niciodată. Știi ce zice femeia? Dar tu ești mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut el fecioarele lui, vitele lui, tu ești mai mare decât el? Tu ești mai valoros decât el că el ne-a dat o fântână cu apă, un izvor de apă? Vreau să întreb astăzi aici în Betania, credeți că Isus Hristos, darul acesta, este mai mare decât Iacov? Dacă pun întrebarea de ce, aș vrea să explic de ce. Dacă Iacov le-a dat un izvor de apă, Hristos ne-a dat un izvor de sânge. Și jertfa lui prin extensie, iartă păcate și azi, aici în Betania și în Chicago, Lăudat să fie Domnul Iisus darul ce ne-a fost dat. Frați și surori, de multe ori am mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile primite și de obicei ne referim mai, mai mult la darurile acestea terestre, nu-i așa? Care țin de pământul acesta. Aș vrea astăzi la sărbătoare să venim într-o profundă rugăciune de mulțumire că ne vom apropia de masa Lui și să spunem, Doamne, mulțumim pentru darul Tău suprem care este cel mai valoros. Uitați-vă ce zice Pavel, știți că suntem datori să mulțumim pentru acest dar imens despre care am citit în Isaia, capitolul 9. Auziți ce spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 9, versetul 15. Să fie asta o motivație la ziua de mulțumire care o să aveți aici. Uitați-vă ce zice Pavel aici. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că El dă darul. Dar cât de mare e darul acesta? Îl putem calcula în cifre umane, în evaluări umane? Nu, dragii mei, pentru darul nespus de mare, care nu-l putem evalua noi. Pentru că Petru, care a fost martor ocular la ce s-a întâmplat în zilele acelea în Ierusalim, a înțeles că darul acesta are o imensitate pe care noi pământenii nu putem calcula. Darul acesta este incomensurabil. Și uitați-vă ce zice el. El a scris două epistole și când se referă la darul acesta, ascultați ce spune el în prima epistolă, în capitolul 1, citesc de la versetul 17. Aici este imensitatea darului. Cât valorează darul acesta? Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, 1 Petru capitolul 1 versetul 17, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. De ce? Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump. Auziți, dragii mei, cu sângele scump. Sângele scump al lui Isus Hristos, fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Mulțumim, Doamne! Amen. Imensitatea darului, cât valorează darul acesta, s-a mintit aici în predica rostită în limba engleză, pentru Iuda n-a valorat mult. Ne Mi amintea fratele, pentru el darul acesta a valorat 30 de arginți prețul unui sclav ineficient. S-a dus la mai mari religioși și au zis: Ce voiți să-mi dați? Vreau să fac un târg cu voi. Și eu cântărit 30 de arginți. E suficient? Suficient. Și din momentul acela căutau un prilej nimerit să-l dea în mâinile lor când a ajuns în grădină cu dușmanii lui Isus, le-a dat un semn. Acela pe care îl voi săruta eu și unul dintre apostoli, dintre evangeliști, o zis, l-a sărutat mult pe amândoi obrajii. Când am citit, m-am întrebat, oare de ce nu le-a dat un alt semn? Să fi zis acela pe care îl arăt eu, pe care îl bat pe umăr. O zis, nu, pe acela pe care îl sărut eu, Iisus, să puneți mâna pe el, că voi mi-ați dat 30 de arginți. Atât a valorat Iisus pentru mine? Se pare că sărutul lui Iuda l-a durut mai mult pe Iisus decât piroanele soldaților romani. Știți ce zic astăzi la sărbătoare, frașii și surori, iubiți credincioși? Dacă darul acesta are o valoare incomensurabilă, să nu-l vindem pe Iisus pentru arginții acestei lumii, ci să-i rămânem credincioși până la sfârșitul vieții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa de mare e darul acesta, că din el vine un râu de daruri, pentru că în el avem răscumpărarea, în sângele Lui avem iertarea, prin El suntem înfiați, prin El suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Doamne, mulțumim pentru valoarea darului Tău. Darul suprem al Lui Dumnezeu, identitatea darului, la întrebarea cine este darul, răspundem astăzi deschis la sărbătoare, Iisus Hristos. Amin. Cât valorează darul? nu-l putem calcula în cifre umane, în valori terestre, are o valoare incomensurabilă și mulțumim lui Dumnezeu pentru această valoare inestimabilă. Dar aș vrea să amintesc în această zi, pentru că ne vizează pe toți. Și al treilea adevăr despre darul acesta, l-am numit însușirea darului. Însușirea acestui dar. Oare cum să primesc darul acesta? Când Domnul i-a vorbit femeii la fântână și o zis femeie, eu ți-am cerut să-mi dai apă din fântâna lui Iacov, pentru că sunt obosit de călătorie și însetat. Și el era materie în trup. Aici se vede umanitatea lui Isus Hristos. Dar o zis femeie, eu am și o natură divină. Trebuie să spun astăzi la fântână că eu am o apă mai bună decât apa din fântână asta. Și apa asta se numește apă vie, femeie. Eu pot să-ți dau această apă vie? De ce să vii o distanță așa de lungă până la fântâna de la Sihar? Că după ce ai băut apa asta, rămâi tot cu o găleată goală, tot însetată eu pot să-ți dau o apă și nu-ți mai este sete niciodată, femeie. N-ai vrea apa asta. Știi ce zice femeia? Dă-mi această apă, Doamne, vreau această apă. Ce mult m-aș bucura dacă în această zi, la masa lui, am spune și noi la unison, Doamne, dă-ne această apă tuturor. Doamne, strigăm la Tine după apa asta, că altfel ne uscăm. Dar când vorbim despre însușirea acestui dar, apare întrebarea, cum se primește oare apa asta? Credeți că se primește așa ușor? Credeți că femeia de la fântână a primit apa așa de ușor? Inițial a crezut că e vorba de apa din fântâna lui Iacov, n-a făcut diferența. O să dăm, Doamne, apa asta, dar cu ce să scoți că tu n-ai găleate? Unii au impresia că adevărul este doar la ei. Dar nu i-a trebuit Domnului nicio găleată să-i dea apă. Femeie, de la mine vine apa asta vie. Și dacă bei din ea, nu-ți mai este sete niciodată. Dar vă spun în această zi, frați și surori, iubiți tineri, ca să primim darul lui Dumnezeu, darul acesta se primește prin credință și prin pocăință. Amin. Știți că femeia asta avea o piatră care a stupa izvorul? Că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu? când Dumnezeu vrea să ne întindă mâna, să ne dea darul, trebuie să credem că Isus Hristos e singurul care dă apa și trebuie să credem, dragii mei, că trebuie să ne pocăim din toată inima. Se uită Domnul la femeie, îi vede dorința din inima, din inima ei. Tu chiar crezi, femeie, că îți dau apa asta? Vreau să-mi dai, Doamne, apa asta, dăm și mie apa asta. Ei, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău aici să-i dau și lui apă. N-ai vrea să-l aduci și pe bărbatul tău aici? Știți că Domnul ar vrea să dea apă la întreaga familie? Mărit să fie Domnul! Dacă sunt aici familii împărțite, familie unde cel rău a lovit, eu mă rog ca apa care vine din el să curgă peste casele voastre. Femeia, adă pe bărbatul tău aici. Și femeia a zis, n-am bărbat. Și Domnul, ca cel mai mare proroc cea călătorit vreodată pe tera, a rostit atunci un cuvânt, s-a dus în toate unghierele vieții ei. Uitați-vă ce i-a zis. Versetul 17, femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut, cinci căsnicii ce le-ai făcut praf și acum ai o relație, dar nu ține mult o bucurie de o clipă a păcatului și se duce și căsnicia asta, femeie. Și acela pe care îl ai, nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia. La prima întâlnire ce am avut-o cu tine la fântână, după vorbă și după port am crezut că tu ești iudeu. Cum tu iudeu, cer de la mine femeie din Samaria. Dar când te-ai băgat în toate colțurile vieții mele, în toate unghierele vieții mele, când văd că tu știi totul despre mine, trebuie să declar aici că tu ești cel mai mare proroc. Credeți că Isus e prezent aici și ne știe pe toți când stăm la sărbătoare? Doamne, dă-ne gânduri curate aici și ajută-ne să credem în Tine că Tu ești soluția salvării și darului Dumnezeu? Că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui și să ne pocăim la vreme. Ajută-ne, Doamne! Ca darul acesta să ne-l dea Dumnezeu și nouă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Identitatea darului, imensitatea darului, însușirea darului, auziți, prin credință și prin pocăință, că dacă nu facem pasul acesta, rămânem cu o găleată goală, rămânem cu o viață fără sens, rămânem fără direcție și rămânem fără mântuire. Dumnezeu să mântuiască suflete aici. Amin. Și aș vrea să închei cu cel de-al patrulea adevăr, împlinirea darului. Credeți că darul acesta ne poate împlini pe deplin? Unii oameni cred că ce le oferă lumea asta îi poate împlini. Faimă, reputație, distracție, o viață trăită în păcat și fiul risipitor s-a gândit, dacă am să plec departe de tata, am să fiu fericit. Dar n-a fost fericit mult. A ajuns slugă la porci, că fără Dumnezeu nu există fericire, dragii mei. Adevărata împlinire și adevărata fericire și adevărata bucurie o dă Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, bucuria pe care vă dau eu este o bucurie ce nu poate răpi nimeni niciodată. E o bucurie ce nu poate să o răpească nici doliu, nu poate să o răpească nici încercarea, nu poate să o răpească nici moartea, pentru că ea începe aici și continuă plenar în împărăția lui Dumnezeu. Împlinirea darului. Nimic din lumea asta nu ne poate satisface pe deplin. Fiul risipitor din pulbere, din mizerie, o zi am să mă întorc înapoi la tata, că fericire nu mai am aici. De mai trăiesc așa, eu voi muri. Mă voi duce să spun tatălui meu, deși mi-e greu, tata am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu-s vrednic să mă numesc fiul tău, n-am niciun drept. Știi ce dorință am, tată? Primește-mă ca pe un argat. Dar ce drepturi are un argat? tată sunt mulțumit cu statutul de argat. Când ai să vii să-ți vezi argații, ai să mă vezi și pe mine, tată. Atât de bun e Dumnezeu că este gata să ne primească când ne întoarcem prin căință și pocăință și să ne dea împlinirea dacă îi primim darul. Lăudați să fie Domnul! L-a dezbrăcat de haina mizerabilă de la porci, l-a îmbrăcat în haina cea mai bună, i-a pus încălțăminte în picioare, i-a pus inelul în deget, a sacrificat vițelul cel îngrășat, s-au așezat la masă și scrie, au început să se înveselească. Hristos de totul pe deplin, dragii mei. Bucuriile lumii sunt trecătoare. Bucuria ce o dă El începe aici și continuă în eternitate. M-am bucurat să o văd astăzi aici pe sora Geta Candreanu, Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta. Am amintiri frumoase cu fratele Viorel din țară, la multe lucrări grele la care am participat. El s-a mutat de vreme pe țărmul celălalt. Dar credem, dragii mei, că noi l-am primit pe Isus Hristos care este învierea și viața. Și vom relua bucuria de unde am întrerupt o aici. Vom relua cântarea de unde am întrerupt o aici. Pentru că darul ce ne l-a dat Dumnezeu, care este Isus Hristos, ne împlinește pe deplin. Dar ce ne oferi, Doamne? Romani, capitolul 6, versetul 23. Știți ce vreau să vă propun în această zi, la finalul mesajului, că ne vom așeza la masa Domnului. Haideți să rostim împreună versetul acesta. Roman 6, versetul 23. Darul ce vine de la Dumnezeu ne poate împlini pe fiecare dintre noi. Uitați-vă ce scrie aici. Romani, capitolul 6, versetul 23. Vă invit să spunem împreună versetul acesta fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Mulțumim, Doamne, pentru darul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai oferit prin darul acesta. Îți spunem în această zi la sărbătoare, îți mulțumim pentru darul Tău. Și în numele Lui să fie slăvit astăzi și mâine și în vecii vecilor. Amin.